Mister, bună ziua. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Foarte mulți suporteri au dorit să vă adreseze întrebări. Sper că le veți răspunde pe plac tuturor. Haideți să începem. Lucian Gropșorean întreabă: care este cea mai importantă lecție învățată de la antrenorii cu care ați lucrat și pe care încercați să o insuflați jucătorilor Rapidului? În primul rând, am învățat, adică, de a avea întotdeauna o mentalitate pozitivă, adică de învingătore, că nu e neapărat cine castigă, e o persoană sau un giocatore sau un club mare. E important che fiecare giocatore are și antrenor are o mentalitate pozitivă, adică se gândește întotdeauna pozitivă, măcar din punct de vedere tattico și ofensiv, adică să fie un'echipa che non renunța niciodată și că dacă ia gol. Și atunci asta am învățat și de la antrenori importanți, Zoff, nu știu, când a fost în Italia, anii 90, era o legendă în Italia, a portat un campion del mondo, și am învățat cum să gestionezi, măcar să vorbești cu jucătorii, no? Pentru a gestiona un vestiar, că după nu e ușor, pentru chestiuni ușor, dar întotdeauna trebuie să fii sincer, să fii loial cu jucătorii, să-i arate ce gândești, spuni, nu invers, adică măcar gândești un lucru și vorbești altro lucru. Nu, pentru că jucătorii te cunoște, te înțelegi imediat dacă ești un adevărat om sau nu. Victor Ciobotaru vă întreabă: care este cel mai bun jucător împotriva căruia ați jucat în Serie A? Beh, cred eu că în Serie A cel mai bun a fost Maradona. Dar nefiind un atacant adevărat, el se plimba pe tot terenul de joc și atunci uneori l-am întâlnit în anumite zone de teren. Dar cel mai mare atacant cred eu că a fost anii 90, Van Basten, Marco Van Basten, pentru că era un giocatore incredibile, cioè cu el nu è che adică cu el non se putea, era greu să-i furai mingea, era importante să stai acolo, să le lasi măcar numai să joace în spate, pentru că oricum era greu să furmici, pentru că avea o tehnică deosebită, era în alt, dar mișca bine picior și un atacant în careu letal. Antena Sport întreabă: v-ați dori ca România să fie în grupă cu Italia la Euro? Beh, da, de ce nu? Pentru că mi-a plăcea să fie Italia cu România, pentru că mi-a plăcea să ved care e nivelul, no? care a ajuns România în față cu Italia, che cunosc bine, ok, într-o perioadă cu mulți și ei tineri, e un perioadă de ricostruzione și cu Italia, non è che e așa o echipa așa de mare, probabil numele are mare, pentru că Italia e 4 de ori campione mondiale, dar România cu Italia mi-a spăcea mult pentru să ved cum se descurcă România. Ok, Laurențiu Drăgunoi vă întreabă: care credeți că este meciul din acest sezon în care Rapid a performat sub nivelul anticipat și de ce credeți că s-a întâmplat acest lucru? Cred eu că cel mai slab match, din păcate, a fost la Voluntari, zic eu, pentru că nu am intrat așa conectat la match. Nu știu care a fost, probabil și eu, nu știu, pot să-mi iau eu vina, pentru că oricum întotdeauna sunt antrenorul această echipă și e normal că trebuie să-i motiveze, dar i-am trimis un mesaj la Vesi că era un match oricum greu, aveam și suporterii nostri că au umplut stadionul Anger Iordanescu acolo la Voluntari, dar din păcate n-a fost bine. Din păcate uneori nu intri conectat la match, măcar pentru băieții probabil au crezut că nu era un match așa dificil, punem așa, pentru că imediat am luat gol, dar cred eu că după am reparat bine în următorul match, pentru că a fost o perioadă și la început pentru mine aceste două meciuri, Voluntari și Petrolul, că cu Petrolul de exemplu n-a fost un match așa de slab cum a fost Voluntari. Eu zic că Voluntari a fost cel mai slab match și cel mai important. Cred eu că am atins un obiectiv important, a fost în Național Arena cu FCSB. Cred eu că jucătorii acolo erau motivați, dar e ușor normale cu echipe di tradizione importante, primo loc, dar credo io che s'hanno depascite Baiezzi, perché hanno fatto un match straordinario in tutte le punte da vedere. Ok,
Ok, Radu Niculescu, sunt curios să aflu dacă la cornerele executate de adversari Rapid se apără în zonă sau om la om, în funcție de calibru și calitățile adversarilor din care. No, noi analizzam normale echipe avverse, analizzam fase fixe, vedem corner și lovituri laterali și out, tot ce trebuie când analizezi o echipă din punctul de vedere, repete, fasele fixe, cum a fost această întrebare dar suporterul nostru, dar noi ne apparam a zona, pentru că ne avem o echipă, spunem așa între ghimele, dettaglie. Și atunci ne apare Amazona, nu e ușor pentru că oricum am luat 1-2 goluri, dar cred eu că suntem pe un drum bun, nu e ușor, repete, trebuie reglate niște lucruri, de asta se întâmplă oricum, există și pe fase fixe, come spune, avversari, adică că lovesc bine mingea, trag bine mingea din corner, din loviture laterali, libere, și există și capacitate, calitate avversariu, nu neapărat întotdeauna când iai gol e greșeala avversariu, e și capacitate avversariu de a intra bine cu al doilea tempo pentru a da gol. Octavian Ionescu vă întreabă cum reușiți să faceți față presiunii care există la Rapid. Ma io prin esperienza che ho avuto, che ho captato in 23 de anni che ho antrenorato in questa messeria, mi piace molto, amo passione mare, non mi sperie, niciodată m-am speriat, nici ca giocatore, sunt un om echilibrat și e normale che am și eu emoții, dar țin înăuntru, adică nu arată acest lucru, vreau să arat liniște și echilibru, pentru că e foarte important un antrenor să nu fie speriat, să nu se sperie și nicio la fel și că când se castiga e cine face declarații de entuziasm mare și măcar când se pierde parcă o tragedie, nu trebuie să există întotdeauna un echilibru. Și atunci eu fac presiune pentru că știu oricum și a treia oră că antrenez aici la Rapid și cred eu că am experiență pentru a face față, dar repete cu caratterul grande, adică am fost întotdeauna un caratter puternic, nu mi demoralizez, nu mi scurajez când nu sunt rezultate, dar se pare că în acest moment suntem pe un drum bun. Marius Bursan, credeți că în momentul de față ne putem lupta cu șanse la titlu? Mai în acest moment nu se poate spune, pentru că e normal. Două meciuri după jumătate turului campionatului, spune sezonul regulat, și atunci nu e că se poate spune că putem lupta, dar dacă noi rămânem acolo sus și nu ne îndepărtăm cu puntele, după când vor fi jumătățite puntele în play-off, va fi un mini campionat, un campionat scurt de 10 meciuri și cred eu, 9 meciuri, 10 meciuri, și cred eu că putem spune și noi cuvântul bun, pozitivo, è importante se non è in departamento, il luogo nostro è obiettivo nostro, è 1-3, cioè, come ha detto il capitano nostro, Sabonaro, ci sono d'accordo, ultime zile ha detto che il luogo 3 è un obiettivo importante, come per l'equipa che 4-5 anni in urma era chiar de tradiție, dar era Liga 4, Liga 3, cioè, nu e ușor. Încet, încet, un pas întotdeauna înainte și cred eu că vom ajunge să castigăm măcar un titlu. Steger, Michael, credeți că vor fi convocați pentru România jucători, mai mulți jucători la Euro de la Rapid? Nu știu, depinde de campionatul che vom face, pentru che è normale il campionato europeo si va a desfășura in vara vittoria, și è normale che per atunci avem un campionato, un intreg campionato, jumătate de sezon regulat, più play-off, probabil Orazio va fi portarul, pentru că acolo uno dintre cei mai buni portari, dacă nu e cel mai bun portar în România, a ratat
straordinare in calificare pentru campionatul european. Și alți jucători depinde de ei, cum se vor descurca pe teren. Avem jucători interesanti, jucători importanti și cu experiență che possa gioca acolo pe loturi. Dar e normale che trebuie văzut pentru că Edi Iordanescu a creat un grup și nu știu câți jucători noi vor intra, pentru că normale che acest lot de jucători che au jucat pentru calificare și l-au adus în campionatul european, e normale che au sunt privilegiați, pentru că e normal, au o prioritate, ecco cum se spune, au o prioritate normală. Alex Bubu Pro, de anul viitor vă propune să promovați și jucători din pepiniera proprie sau considerați că sunt încă fragili pentru echipa mare? Beh, în acest moment încă nu avem măcar jucătorii deja copți, adică pentru, no? Pentru echipa mare imediată. Nu vorbim de jucătorii ca vabbè, Omar sau Kerjan, asta sunt jucătorii care deja stau cu noi, da, de pepiniera noastră, adică de echipa a doua. Eu rotez întotdeauna în antrenament, mă uit la ei, vedem și meciuri, dar avem colaboratori care se duc la meciuri și e normal că în această muncă antrenor există faptul că eu sunt adeptul să joc și cu tineri, dar normale che trebuie să existe un echilibru, pentru că tineri când joci pentru o echipă de tradiție, unde e mare presiune, rischi să faci rău, măcar la un tiner, pentru că e normale nu face față, e normale che trebuie încet, încet, cu calma să punem pe teren și ei. Sì, abbiamo giocatori che come posso, io li valuto in toda una in fiecare zi l'allenamento e i rotese e poi che peste magari che tu alluni magari esserci ne va importante, ma abbiamo un'accademia buona. Ok, Andrei Iacobuțe, ce părere aveți despre Galeria Rapidului? Beh, despre Galeria Rapidului ce pot să spune, nimic de tot de pozitiv, adică sunt persoane, sunt o galeria fantastică, ne ajută în giulesti, ne ajută și în deplasare, pentru că oricum nu cred că există o echipă care are atât suporte și în deplasare. Când a fost un esempio, ok, la Volontari in București, dar a umplut stadionul acolo, dar și în deplasare mai lungi, sunt întotdeauna acolo cu noi și lângă noi, alături de noi, și asta ne bucură mult. Te simți antrenor, te simți jucatore aici la Rapid, pentru că e o galeria adevărat fantastică, după faptul că cunosc și acești lideri, pentru că oricum piacea vremea când am antrenat de prima ora, era Gigi Corsicano, acum e Livio Bociu, che era Macarti, 18 anni in urma, și atunci vin din urma lideri asta și totdeauna rimane o galeria superbă, fantastică, și sper că putem răsplăti acest entuziasm che ei ne dau cu măcare un obiectiv importante, che non vreau să spun care este, dar un obiectiv importante, să castigăm ceva de importante. Avem și un match foarte greu, importante, dar greu, cu CFR pentru a depăși, pentru a ieși din grup. România, Cupa România e și importante, vedem ce vom face, dar despre ei nu mai se poate spune chapeau, despre galeria noastră. Bogdan Mavă întreabă dacă visați să antrenați la Lazio Roma. Beh, Lazio Roma, io amo come una nome traversa, è normale che mi è uscito un picco di football Roma italiano, perché che l'ultima data abbiamo allenato in 2015, in 2014, in avanti Sabina la Rapid Modena, dar in Liga 2, dar abbiamo allenato ci a colo 5-6 anni, mi ha piaciuto molto, dar dopo am găsit aici in Romania un medio propice pentru mine și io me bucur, sunt totdeauna mulțumit și recunoscătore la football romanesca, la cine mi ha dato chance da antrenare in Romania e vedo che persone mi iubesc, spun așa, și sunt am împlinit un vis meu asta da face antrenor, da fi antrenor și da antrena in Serie A. E in Romania football se face oriunde in lumea, in Italia se face și in Romania și me bucur pentru că oricum am avut satisfacție multă aici în Romania. Steger Michael, cred că e, doriți să le readuceți pe Mikovski în pauza de iarnă?
Beh, Mikoski, Claudio è un giocatore che a Kuma gioca bene, gioca forte bene con Uta, probabile per ieri era importante sa Joscia, Icia non potevamo dare da un lock di titolare per come era già Fungio che ha ratato forte bene. Da ieri è un giocatore che come l'ha promutato tocca mai per la stessa Gioce mai molto la equipa cauta con un allenatore importante Boon fosse rapidista Sciel Sciatus credo che Claudio faccia tutto c'è de bene a colo dopo buon vedere da Cagliarna per come anche l'ipsesse un puzzin di tempo per trasferirci ci trebbe sa vedem da che va a revenire per che poi che sia importante sa stare a colo un intrego campionato ci dopo come è impromutato ci revine la noi che ha giocato molto per che va giocando giocando da una iella a colo dai, un giocatore buono che ripeto non aveva molte chance non ha avuto per come andava venito dove è uscita c'è questo lucro di seduce la Uta ci l'ha lassata mentre che ripete Fungio e Loco a colo ha giocato forte bene da ieri poteva giocarci ambele benzi da era sci Claudio che è venuto in tre team e sci Papu che ha rata ce va c'è un c'è non era uscito per ieri ha fatto mai bene che è stato a colo che gioca și după vom vedea. Și tot același suporter întreabă dacă credeți că Omar El Saoui se poate impune în primul 11 după ultimele partide. Ba, in primo 11 immediate no, non è ușor. È un giocatore che ha cresciuto come Ambasut, come Santrenese, è un bagliato che viene mai rep dell'allenamento, ci dopo pleca per ultimo, ci è uno che ha ambizia, mi sembra un bagliato che ha ambizia, dorinza giusta, corretta, potrivita per aggiungere de parte. È normale che Iesti come Jan Spussi la Iel, Iesti la Rapide, Cinui Oshor Iel veniva in Liga Doha, onde intensità del gioco, lui è differita, ci è differenza mare di Liga Doha, ci Liga Antima e Alessio con equipa che lupta per un titolo, per prime tre locuri. Darrei è un giocatore che in tre tempo ha cresciuto molto, ci la ratata quando l'hanno chiamata per terreno, con CS Asteau, ci la Fella ha fatto bene con Cusepsi, a come buon vedere ma in colo Dar è un giocatore che si è brigato a essere forte bene e la cesta d'orinza gli face bene e è positiva per il per aggiungere de parte. Și ultima întrebare, Alin Cipri, cum se prezintă clubul, în opinia dumneavoastră, pe toate planurile sportiv, administrativ, etc., față de așteptările pe care le aveați înainte să luați contact cu echipa? No, se prezintă bine. Eu am găsit organizare foarte bună din toate punctele de vedere. Normal că eu mă uit mai mult la organizare din punct de vedere sportiv, adică despre echipa, pentru că oricum nici vreau să trec limite, adică să vorbesc despre alte aspecte mai importante che nu știu, che nu mi pricepe. Dar am văzut pentru o echipă importantă de tradiție, a crescut mult cu venirea asta de domnul Șucu și cred eu că Rapidul e pe un trend ascendente, adică din toate punctele de vedere, sportiv și, ripet, administrativ, tot ce organizare, stau foarte bine și cred eu că se poate face lucruri în viitor foarte bune, foarte bune. Mulțumim frumos, asta a fost tot. Sperăm să avem un weekend bun, dar lunea să fie și mai bună, da, și să ne bucurăm. Sperăm, Doamne ajută, sperăm. Mulțumim frumos. Mersi.